Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. Am regăsit de la știri. Ceferiștii au intrat în grevă japoneză. Până joi, aceștia vor purta banderole albene, mulțumiți că revendicările nu le-au fost soluționate. În tot acest timp însă, mai nemulțumiți sunt călătorii care se plâng de condițiile mizere din trenuri și gări. În această situație se află și gara din Deva, devenită un rai al persoanelor fără adăpost, un loc în care mizeria este de nedescris. Gara a fost lăsată de mult timp de izbeliște de către autoritățile locale, pentru că această clădire nu se află în administrarea primăriei, ci a companiei CFR. Consilierii locali fac și ei ce pot și atrag atenția asupra imaginii dezolante și atmosferei sufocante de care se izbesc cei care tranzitează gara din municipiul Reședință de Județ. Știm foarte bine că acolo vin foarte mulți turiști care ne vizitează o țară, ori sunt în trecere, este foarte urât. Gara este, nu ai cuvinte, schișoate de țigări peste tot, eu înțeleg că se aruncă, dar nu vrei să facă curat absolut nimeni. Am fost și în alte orașe, vedem întotdeauna pe cineva din 10-10 minute mântă la mizeria, deci arată o privire. De aceeași părere este și edilul Petru Mărginean, pentru care, cel puțin deocamdată, singura soluție este amendarea celor care lasă gunoaiele la voia întâmplării. Continuați amenziile pentru gară prin Ministerul Transporturilor și Regionala CFR Timișoara. La vila, dacă este proprietate privată a magazinului, același lucru. Dacă nu, domnul Davidescu, vorbiți cu domnul Pavel sau împreună să vedeți domeniul care este public, unde să se pună niște containere. Dar ca și curățenie în zona gării și gara va arăta ca o nucă în perete când se vor finaliza cele lucrări în zonă. Până în luna decembrie, lucrările de modernizare și reabilitare a zonei Ardealul din vecinătatea stației CFR vor trebui finalizate. Dacă gara Deva va schimba sau nu înfățișarea, rămâne de văzut. Protestezi se suspendă contractul de muncă. După acest principiu, se pare că se ghidează conducerea societății chimică automotive S.A. din Oroștie. După ce o săptămână trecută două angajate s-au trezit cu contractul suspendat, de astăzi liderii de sindicat nu mai au dreptul la muncă timp de 9 zile. Contractul colectiv de muncă al angajaților de la această firmă a expirat la începutul lunii iulie, iar de atunci nu a fost semnat un nou contract colectiv de muncă. Oamenii se tem pentru locurile lor de muncă, dar nici să-și exprime nemulțumirile nu mai au cum, drept pentru care au declanșat încă o grevă la poarta firmei. Protestăm pentru încheierea unui contract colectiv de muncă în firma Secea Automotive, Chimica Secea Automotive. Ce se întâmplă? De la ora 7 am intrat în grevă, eu ca președinte de sindicat împreună cu cei doi lideri de pe Chimica Automotive nu avem acces în societate. Mie mi-a restricționat accesul de aproape 4 luni, iar lor le-a restricționat accesul începând de astăzi. Pe motiv că? Pe o cercetare disciplinară pentru o faptă care s-a comis acum un an. Ne-am trezit azi dimineață că nu mai avem acces în fabrică, ca să ne desfășurăm activitatea. Așteptăm să vedem cum decurg lucrurile, pentru că și greva aceasta încă nu s-a declarat oprită. Da? Deci până nu ajungem să vorbim cu conducerea, până nu ajungem să ne expunem punctul de vedere, până nu suntem, știu și eu, luați în considerație de către oficialități, probabil că nu se vor rezolva lucrurile. Da? Ce se întâmplă după cele 9 zile, în perioada pe care se suspendă contractul? În principiu, ar trebui ca contactul să își revină, să fie repus în funcțiune. Da? Dar totuși, această suspendare noi o considerăm ca fiind ilegală. Suntem din nou aici la porțile Chimica Chimsport, de data asta pentru Chimica Automotive. E o situație pe care eu n-am întâlnit-o în 25 de ani de activitate sindicală, situație în care angajatorul, patronatul, face ceea ce crede, ceea ce dorește, încălcând tot ceea ce înseamnă legislație în domeniul muncii. Faptul că cheamă oamenii făcând presiune asupra lor,
pentru a nu participa la grevă. Este dreptul fiecărui salariat să facă parte dintr-o organizație sindicală, este dreptul fiecărui sindicat să organizeze grevă, iar salariații, membrii de sindicat și nemembrii să poată participa la grevă, iar acești oameni care sunt angajatori și patroni aici fac presiuni de neînchipuit asupra salariaților să nu participe la grevă. Și dacă tot au contractele suspendate, liderii de sindicat nici acces în instituție nu mai au. Deci vă rog să-mi permiteți accesul să văd dacă îndeplinim în continuare condițiile de a mai sta în grevă. Vă rog... Sunt președintele sindicatului Nicolae Martin, nu aveți, am făcut o adresă ieri către Real. Nu ni s-a comunicat din partea conducerii, nu aveți drept, adică nu aveți accesul să intrați în instituție. Deci îmi împiedicați dreptul de a exercita grevă, legal. Eu nu vă împiedic, dar nu aveți accesul. Nu ni s-a comunicat, nu ne-a dat accesul. Deci nu am accesul, mulțumesc! Se pare că în locul muncitorilor aflați în grevă ar fi fost aduși alți oameni de la o altă firmă pentru a lucra. Azi dimineață erau vreo 30 de oameni la poartă să meargă la interviuri și ori mai angajat. Deci ei sunt angajați ăia și ei zic, bă, n-am angajat în automotive, am angajat pe altă firmă, pe Chimica Medical. Bun, și eu angajat ambalatori, nu operator în masă plastică, dar în schimb, le pot să confirme, lucrează colegi cu ele pe mașini. Principalele revendicări ale sindicaliștilor sunt legate de semnarea unui contract colectiv de muncă în care să fie prevăzută, printre altele, o creștere salarială de 400 de lei. O persoană și-a pierdut viața și o altă a fost grav rănită după ce autoturismul în care se aflau a fost implicat într-un grav accident rutier pe DN66 la ieșire din Petroșani spre Deva. Echipajele zburd ajunse la fața locului au încercat în zadar resuscitarea persoanei care a intrat în stop cardiorespirator. Accidentul a avut loc în jurul prânzului pe șoseaua de centură a municipiului Petroșani, fiind implicate 3 mașini. Martorii spun că șoferul unui autoturism Logan, care venea dinspre Petrila spre Petroșani, a încercat să iasă de pe prima bandă de circulație chiar în fața unui autotren și a fost acroșat din spate. Având viteză, autoturismul a intrat în derapaj și s-a întors pe contrasens, de unde a fost izbit de un alt autocamion care circula regulamentar. Echipele de la detașamentul de pompieri Petroșani au reușit să scoată victimele din autoturism după ce au tăiat portierele și scaunele, iar în tot acest timp paramedicii au încercat din răsputeri să-l resusciteze pe bărbatul care nu mai dădea semne de viață. Două autovehicule care circulau dinspre Petrila spre Petroșani, unul pe banda 1 și unul pe banda 2, se acroșează, din care Dacia Logan ajunge pe contrasens și intră în coliziune cu autoutilitarea care circula pe contrasens regulamentar. În urma coleziunii sunt 3 victime, o persoană pasageră în autoturismul Dacia Logan decedată și 2 persoane transportate la spital pentru îngrijiri medicale. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul infracțiunii de ucidere din culpă, urmând ca la definitivarea cercetărilor, dosarul să fie înaintat parchetul de pe lângă judecătoria Petroșani. Polițiștii fac cercetări pentru a stabili cauzele care au dus la accident și vinovăția celor implicați. Toți șoferii implicați în accident au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Circulația rutieră pe DN66 în zona accidentului a fost îngreunată timp de 2 ore. Firmele de construcții implicate în proiectele de modernizare din zonele Dacia și Piața Aras din Deva au fost verificate marți de reprezentanții primăriei Deva. Controlul a vizat modul în care decurg lucrările la cele două proiecte finanțate din fonduri de la Uniunea Europeană. Până la finalul acestui an, ambele investiții vor trebui finalizate, la fel și investițiile de reabilitare altor 4 zone din municipiu. Primarul Devei, Petru Mărginean, însoțit de funcționarii care au supervizat realizarea proiectelor locale finanțate de Uniunea Europeană, a verificat marți stadiul lucrărilor de pe șantierele Dacia și Aras. Prima oprire a fost în cartierul Dacia, unde se derulează proiectul de reabilitare a bulevardului și a zonei adiacente. Locatarii din Dacia au cerut lămuriri în ceea ce privește locurile de parcare, despre cum vor arăta spațiile verzi și pe unde va fi amplasată pista de biciclete. Primarul susține că firma care se ocupă de amenajare va trebui să suplimenteze personalul pentru a putea recupera întârzierile și a se putea încadra în termenul de execuție stabilit în contract. În caz contrar, din octombrie, primăria Deva, în calitate de beneficiar al lucrării, ar putea aplica penalități firmei constructoare. Părerea mea e să-mi aduceți oameni. Nu știu dacă aveți 40 aici. Păi să-i numărăm, uite, nu, hai să-i luăm de aici. Nu mai pleca și la masă, că v-am anunțat. A doua oprire a fost pe șantierul de la Piața Aras, un proiect care trebuie finalizat la jumătatea lunii octombrie. Aici lucrările sunt în grafic, muncitorii lucrează la amenajarea fântânilor și la montarea mobilierului urban, locuri de odihnă, stâlpi de iluminat.
iar o mare parte dintre aleile de acces sunt aproape finalizate. În perioada imediat următoare vor fi amenajate spațiile verzi cu gazon, flori, arbori și arbuști ornamentali. Sunt șantiere care merg bine sau să nu spune foarte bine, cum este și cel de aici de la Arad. Sunt șantiere care merg mai prost, cum este cel din Dacia. Sau nu voi spune altele pentru că săptămâna viitoare vom reduce și pe celelalte patru șantiere. La 1 octombrie avem o analiză, cum am avut-o cea de la 1 septembrie, în care am dat niște termene de încadrare în termene și în grafice și din punct de vedere calitativ și din punct de vedere al termenului. Dacă nu se încadrează, vom fi unici în analele Agenției de Dezvoltare Regională care vom aplica penalități. În prezent, în municipiul Deva se derulează 6 proiecte de reabilitare a unor zone, toate finanțate prin fonduri de la Uniunea Europeană, prin Programul Operațional Regional 2007-2013. Valoarea totală a investițiilor se ridică la aproape 7 milioane de euro. Nu a fost o mână criminală care să arunce substanțe nocive în apă, nu a fost o tentativă de braconaj, ci peștii de pe jieți au murit pur și simplu asfixiați. Mai multe amănunte legate de acest subiect, care va fi detaliat în ediția de mâine a Cotidianului, ziarul Hunedoreanului, ne aduce chiar acum colega noastră Carmen Cosman Preda. Bun găsit, Carmen! Spune-ne care a fost de fapt situația în acel loc. Bun găsit! Toate datele de până acum converg către prima ipoteză lansată imediat după ce au fost găsiți peștii morți. Practic ar fi vorba de lucrările care se efectuează pe albea râului Jieț la construirea unui pod și din această cauză ar fi murit peștii. Reprezentanții Direcției Sanitar Veterinare Hunedoar au finalizat examenul de laborator asupra peștilor găsiți morți și nu s-a evidențiat absolut nimic microbiologic. În schimb, la examenul anatomopatologic, în branchiile peștilor a fost găsit mâl și pământ. Este vorba despre o moarte prin asfixiere a acestor pești. Dar mai multe amănunte în ziarul de mâine, în ediția de mâine a ziarului Hunedoreanului. Mulțumim mult, Carmen. Noi continuăm jurnalul. Cam 2 milioane de lei primesc în plus cei de la Societatea de Închideri de Mine față de lunile precedente. Totul pentru că la CEH a ajuns un ajutor care a relaxat puțin relațiile dintre două societăți. Dar mai este o lună până ce se va judeca insolvența cerută pentru minele pe închidere de 3 furnizori de servicii. Furnizorii de servicii cer insolvența Societății de Închideri Mine Valea Jiului pentru datoriile acumulate. 3 dintre firme cer asta în maxim o lună de zile, însă relațiile economice cu CEH și faptul că a fost plătită o parte din cantitatea de huilă livrată pentru termocentrale a generat ideea că acestea și-ar putea retrage cererile de insolvență. În ultimele 2 luni de zile, situația încasărilor de la Complexul Energetic Hunedoara s-a îmbunătățit. Chiar am ajuns să plătim undeva furnizorii mai bine decât în lunile precedente și sperăm noi să realizăm o deblocare a situației cu furnizorii în perioada imediat următoare. Sunt 3 cereri de insolvență cu termen în data de 21 octombrie, cu 2 dintre societăți suntem în faza avansată de a eșalona aceste datorii către ele și a-și retrage cererea de insolvență. Urmează a 3-a societate și sperăm noi că până la data de 21 octombrie și aceste cereri de insolvență să fie rezolvate. De-a lungul acestui an au existat mari probleme din cauza că CEH avea datorii către minele neviabile pentru cărbunele livrat. Anul trecut, Complexul Energetic Hunedoara avea datorii către Societatea Națională de Închideri Mine de aproximativ 27 de milioane de lei, dar energeticienii au reușit să plătească eșalonat o parte din acestea imediat după ce au primit ajutorul de stat. Elevii liceelor din municipiul Deva au luat astăzi parte la un nou eveniment de marcă organizat de Biblioteca Județeană. De această dată, în atenția celor prezenți, a fost adusă o prezentare a literaturii memorialistice, o activitate așezată sub genericul memorii, jurnale, biografii, în colecțiile Bibliotecii Județene. Despre literatura memorialistică au scris mari critici literari români, de la George Călinescu și Eugen Simion la Alexandru Sândulescu și mai recent Dan C. Mihăilescu. După 1990, în România a sporit interesul pentru acest gen de literatură, care acum a putut fi adusă la lumină și oferită cititorilor. Începem seria activităților culturale educative din acest an școlar cu un moment cultural mai aparte, un prilej de a face cunoștință cu un segment de literatură care a suscitat întotdeauna un mare interes, literatura memorialistică. Biblioteca Județeană are numeroase texte memorialistice aparținând marilor personalități ale culturii universale și românești. Aceste lucrări le facem cunoscute cu prilejul activității noastre de astăzi, prezentarea dorindu-se a fi în același timp o invitație la lectură la bibliotecă, la explorarea acestui imens univers reprezentat de literatura memorialistică.
Biblioteca județeană Ovid Densușianu Hunedoara Deva are numeroase texte memorialistice aparținând marilor personalități ale culturii universale și românești. Texte care au fost prezentate într-o bogată expoziție de carte ce a oferit fundalul prezentării de la Sala Liviu Oros. Potrivit profesorilor, astfel de activități sunt binevenite printre elevi. Activitățile educative informale și non-formale completează în mod firesc activitatea care se desfășoară în clasă și care se circumscrie unei programe școlare pe anul de curs. Copiii participă cu deosebită plăcere, mai ales că ies puțin din rigorile manualului, a lecțiilor, a notițelor și învață împreună lucruri noi. La final, elevilor prezenți le-au fost adresate întrebări, iar răspunsurile corecte au fost răsplătite cu diplome și cărți. Vă invit să urmărim știrile pe scurt. Persoanele cu handicap din județul Hunedoara care nu se pot deplasa nu mai trebuie să meargă la Direcția Publică Locală de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Deva pentru eliberarea actelor de identitate. O echipă a Serviciului de Evidență a Persoanelor se va deplasa la domiciliul celui care solicită un act de identitate pentru a prelua imagini și a primi documentele necesare eliberării buletinului. Dovada stării de sănătate a persoanelor care se află în imposibilitatea de a se deplasa se va face printr-un document justificativ, respectiv certificat de încadrare în grad de handicap, bilet de externare din spital de dată recentă sau adeverință de dată recentă de la medicul de familie, din care să rezulte că solicitantul nu se poate deplasa. Solicitările pot fi făcute atât în scris cât și la numerele de telefon afișate pe ecran. Aceste facilități nu implică niciun fel de cheltuieli suplimentare. Salvamontiștii din județul Hunedoara au început să lucreze la refacerea marcajelor de pe traseele de munte importante din Parcul Național Retezat în zona Căldării, Glaciare, Bucura și pe văile sau crestele principale din zona Pietrele. Practic se vor revopsi semnele, se vor întreține podețele și vor fi tăiați jnepenii de pe poteci, în locurile în care aceștia îngreunează deplasarea turiștilor pe ploaie sau ninsoare. De asemenea, vor fi schimbate cablurile de siguranță din două zone cu risc aflate la porțile închise și la pereții județului. Lucrările de refacere a marcajelor se derulează în aceste zile, deoarece toamna este anotimpul în care activitatea salvamontiștilor este puțin mai redusă comparativ cu restul anului. Senatorul Haralambie Vochițoiu a prezentat în plenul Senatului propunerea legislativă denumită Primul loc de muncă, inițiativă care se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 16 și 29 de ani. Prin acest proiect, tinerilor aflați în căutarea primului loc de muncă li se asigură angajarea pentru o perioadă de cel puțin 36 de luni și posibilitatea de a dobândi experiență în muncă, acordând în același timp facilități angajatorilor. Dacă tânărul respectiv nu poate să rămână pe post din diverse motive, angajatorul va putea să angajeze o altă persoană în aceleași condiții și să păstreze postul pe o perioadă de 3 ani. Toate aceste măsuri ar trebui luate pentru a împiedica tinerii să plece în alte state pentru a-și găsi un loc de muncă. Cu noi informații revenim după o scurtă pauză publicitară. Pentru îmbunătățirea infrastructurii în sectorul de apă și canalizare din județul Hunedoara, SECE APAPROD S.A. Teva implementează proiectul Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara. Calitatea apei potabile furnizate constituie o prioritate. Serviciile de furnizare, apă și canalizare vor fi la tarife accesibile și calitate ridicată. Un proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013. Biblioteca județeană Ovid Densușianu Hunedoara Deva vă invită în data de 25 septembrie de la ora 17 în incinta Deva Mall, etajul 4, Saldor, la o triplă lansare de carte. Publicista și poeta Camelia Ardelean vine în fața iubitorilor de poezie cu volumele de versuri În oglinda sufletului meu, pasiune și ingenuitate, volume ce cuprind poezii pline de sensibilitate și emoție lirică autentică. Sperăm că ne veți fi alături la acest eveniment cultural cu totul special. Am luat altă apă. No, bine ai făcut. Dar pentru rinichi o fi bună? Bună. Dar pentru ficat? La tăți e bună. Da, de sete strece? Și de sete strece. Tare-i bună. Perla Apusenilor. Bă, ăsta e miracolul ăla de la Chimindia.
L-am rebranduit, cum se zice la noi, în Ardeal. Tare-i bună! Perla Apusenilor, izvor de sănătate! Wow! Wow! Kiss! Kiss FM! Feel your music! Kiss FM! Dacă ar fi după noi, ne-am jucat toată ziua! Când tati are meci, avem și noi meci! Iar pe mami, noi am învățat-o să danseze. Ne distrăm cel mai bine când stăm împreună, la un film sau pe net. Toamna asta, la pachetele de 3 servicii, UPC îți aduce acasă cadou net de 500 de mega cu Wi-Fi sau pachetul cinema cu cele mai tari canale de filme. Deschide-ne ușa sau hai la noi în magazine! Acum știrile din sport. După două succese consecutive, coroborate și eșecul celor de la ASU Poli Timișoara, FC Hunedoara a devenit una dintre favoritele la câștigarea seriei a patra a Ligii a treia de fotbal. În urma succesului din derbiul județean la fotbal realizat cu CNS Cetate de Vascor 3-1, FC Hunedoara este pe poziția secundă a seriei a patra din Liga a treia de fotbal cu 9 puncte la egalitate cu ASU Poli Timișoara. Bănățenii beneficiind de un gol averaj mai bun, diferența dintre cele două combatante este de un gol în plus pentru echipa din Timiș. Eroul meciului cu Deva a fost Bogdan Bozian, care a marcat cele 3 goluri ale hunedorenilor, talentatul mijlocaș făcând o scurtă analiză a jocului. Da, noi ne-am pregătit foarte bine în debutul campionatului pentru toate jocurile, inclusiv pentru jocul cu Deva și probabil valoarea noastră individuală ca echipă a contat în exprimarea noastră pe gazon. În urma rezultatului, dar mai ales al jocului prestat, cei de la FC Hunedoara par a fi printre favoriți la câștigarea seriei, dar jucătorii sunt destul de ponderați când vine vorba despre promovare. Noi nu avem obiectiv promovarea, cel puțin nouă nu ne-a fost trasat acest obiectiv de către conducerea clubului. Noi încercăm să luăm fiecare meci în parte, să câștigăm cât putem de mult, iar la final, dacă o să fim acolo în față, o să ne bucure faptul că o să putem promova. Nu vreau să vorbesc încă de promovare, e prea devreme, am fost la Sebiș 2 ani, am condus 75%-80% din campionat, iar la final am pierdut. În turul campionatului importante sunt punctele, iar după aceea conducerea, dacă vom fi sus, probabil își va face temele și va aduce jucători care să ne ajute în realizarea obiectivului, dacă se va propune din iarnă încă o dată promovarea. Etapa viitoare, FC Hunedoara merge la CSU 2 Craiova, echipă de locul 13, în vreme ce CNS Cetate Deva va întâlni acasă a 5-a clasată Național Sebiș. Etapa a patra a Ligii a patra de fotbal Hunedoara a oferit de toate pentru toți. O partidă a fost întreruptă, două echipe au câștigat în inferioritate numerică, ocupanta ultimul loc a scos un egal în deplasare sau o formație a marcat primul gol din actualul sezon. Meciul etapei din runda a patra a Ligii a patra de fotbal Hunedoara s-a dovedit a fi cel dintre Hercules Lupeni și Retezatul Hațeg, partida fiind întreruptă în minutul 55 la scorul de 2-0 pentru gazde. Oaspeții au rămas în doar 6 oameni pe teren după 4 eliminări și o accidentare, după ce cele 4 înlocuiri permise de regulament au fost făcute. O echipă poate evolua în minim 7 jucători și dacă numărul acestora scade, jocul se întrerupe, iar formația în cauză va pierde cu 0-3. Un alt joc interesant a fost la Uricani, unde Minerul, după ce a condus cu 1-0, a pierdut cu 1-2 în fața Metalului Crișcior, formația zărăndeană marcând golul victoriei când se afla în inferioritate numerică. Echipa din Valea Jiului ajunge astfel pe ultimul loc. Crișciorul ocupă poziția a treia la egalitate de puncte 10 cu ocupanta poziției secunde, Lupeniul, care are un gol averaj mai bun, lider la două lungimi în fața ambelor, rămânând Șoimul Băița. Echipa din Băița, care are maximum de puncte 12, s-a impus
dus clar cu 4-1 pe terenul celor de la Victoria Călean, într-un joc ce se anunța echilibrat. Mai trebuie menționat că acest lucru l-a reușit și Aurul Brad, care a învins acasă la limită cu 1-0 pe Inter Petrila. Moții au jucat în 10 oameni din minutul 17 și în urma înfrângerii suferite la Brad, echipa din Petrila, care începuse fulminant campionatul, se depărtează de prima poziție a clasamentului, fiind la 5 puncte de lider. În etapa a patra s-au înregistrat și două premiere, fosta Lanterne Roșie, Universitatea Petroșani, a reușit primul punct din campionat, urcând pe locul 12 în urma unui surprinzător rezultat de egalitate pe care l-a obținut în deplasare la Gloria Giurgiu. Cealaltă premieră a obținut-o Jiul Petroșani, acum penultima în clasament, care a reușit întâiile sale goluri în campionat în partida pe care au pierdut-o în deplasare cu 3-2 pe terenul vecinilor de la CS Vulcan. În cele din urmă, într-un joc al lor goliilor, Aurul Certej a câștigat clar cu 5-1 partida de la Deva cu CNS Cetate 2. Etapa viitoare a 5-a se va disputa la sfârșitul acestei săptămâni. Să vedem ce surprize ne-au pregătit meteorologii pentru următoarele zile. Chiar dacă vremea se menține călduroasă, ploile nu ne dau pace. La noapte cerul va fi mai mult acoperit de nori și sunt condiții de ploaie în majoritatea zonelor din județ. 13 grade se vor înregistra la Petroșani, Petrila și Uricani. Cu un grad mai mult vor indica termometrele la Orăștie, Giurgiu, Hațeg și Brad. Maxima nocturnă de 15 grade se va înregistra la Hunedoara, Simeria și Călan. Pentru ziua de mâine, meteorologii nu ne dau vești foarte bune pentru că spre după amiază sunt anunțate furtuni. Temperaturile însă se mențin destul de ridicate. 26 de grade se vor înregistra la Hunedoara, Simeria și Călan. La Brad vor fi 25 de grade, iar la Orăștie, Giurgiu și Hațeg, la orele amiezii, termometrele vor indica 24 de grade Celsius. Cel mai răcoare va fi mâine la Petroșani, Petrila și Uricani, unde mercurul din termometre nu va depăși 20 de grade Celsius. Și în municipiul Deva se anunță o vreme capricioasă. În această noapte cerul va fi mai mult acoperit de nori și se vor înregistra 15 grade Celsius. Mâine vremea va fi călduroasă cu 26 de grade în termometre, dar spre după amiază sunt anunțate furtuni. Punem punct aici jurnalului de știri. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară cât mai plăcută. La revedere! Pentru că o pernă curată înseamnă un somn sănătos, noi vă oferim soluția. În doar 10 minute îți schimbăm dosul de pernă vechi cu unul nou de calitate germană. Pentru servicii reproșabile de curățare a pernelor de praf și microbi fără utilizarea produselor chimice, vino acum la curățătoriile ecologice din Hunedoara, Simeria, Orăștie, Hațeg, Giurgiu.
Sună-ne, suntem aici pentru a răspunde întrebărilor tale la numerele de telefon 0740-262222 sau 0740-100070 de luni până sâmbătă între orele 8 și 17. Biblioteca Județeană Ovid Densu și Ianu Hunedoara Deva vă invită în data de 25 septembrie de la ora 17 în incinta Deva Mall, etajul 4, Saldor, la o triplă lansare de carte. Publicista și poeta Camelia Ardelean vine în fața iubitorilor de poezie cu volumele de versuri În oglinda sufletului meu, pasiune și ingenuitate, volume ce cuprind poezii pline de sensibilitate și emoție lirică autentică. Sperăm că ne veți fi alături la acest eveniment cultural cu totul special.